În ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean din Mehedinți au continuat activitățile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale în timpul stării de alertă. Polițiști și reprezentanța instituțiilor cu atribuții de control au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore au fost continuate activitățile de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Astfel au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 40.000 de lei. În trafic au fost verificate peste 26 de mijloace de transport persoane. Reamintim cetățenilor că este interzisă circulația persoanelor în intervalul orar 22-5, cu câteva excepții: deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asistență profesională care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în interes profesional sau efectuează călătorii, deplasarea din motive justificate, precum îngrijire, însoțire copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori decesul al unui membru de familie. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, sunteți obligați să prezentați la cererea forțelor de ordine legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajatori, ori o declarație pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, sunteți obligați să prezentați la cererea forțelor de ordine o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și rural, fiind verificate 1050 de persoane și controlate peste 65 de societăți comerciale. Au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, în valoare de 40.000 de lei, iar în trafic au fost verificate aproximativ 26 de mijloace de transport persoane. Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale în contextul pandemiei de COVID-19.